Unde ține mama cărte? Ha? Nu m-a lovit. Nu m-a lovit cu sa. Hai să văd. La iernut, Elena s-a pliat perfect la joaca prietenilor Iuliei, în timp ce la Suceava conflictul tinde să ia proporții. Tot timpul a fumat? I-a mâncat și trebuie să-mi ia fum mâncarea. Uite papagalul ăsta, adică n-ai venit în regulament, eu sunt sigur că să-ți iau scriu trecut să faci curățenie la papagal. Acum, dacă tot termin țigara, vii îți dau în ziar o măturică și îi faci curățenie. Da. Deși pare simplu, pentru Noemi e o adevărată aventură curățenia la papagal. Doamne, ferește, eu n-am avut papagal. N-am ce face, trebuie să scot papagalul, să curăț ca lumea. Matei, ține pumnii, dragă. Mama, dar nu mă pici ca papagalul. Traian, hai un pic. Băi, fată, mă, măi, băi, femeie, cum să-ți mai spun? Omul Dumnezeu, ce-ai făcut fican, aici? Fican, deci îl curățam să fac bine, să nu te mai iei de mine. Da. Și o zbura pe dura. Și m-am urcat după el și o zbura pe geam. N-am ce face. Băi, ești criminal. N-am ce face. 100 de ani, mă. Ia te rog frumos, dar n-am ce face. Tu leși cu geamul la balcon deschis, mă. Mă, dacă eu n-am papagal, de unde să știu cum trebuie să fie? Nu mi-am dat seama, nu mi-am dat seama că o să zboare. Eu am crezut că reușesc să mă descurc, asta e. Mă duc să-l chem pe Sebi, vorbești cu Sebi. Vorbesc. Sebi, vină în coace să vezi ce-a făcut Noemi, mă. Poți scăpa papagalul, mă, Sebi, mă. Cum? Mă, nu fi supărat pe mine. Ce-o supărat, focă supărat. Vino aici, hai, vino. Vino în coace, Sebi. Sebi, vino aici. Nu te mai rău. Poate scăpăm de ea, pleacă, se duce. Să nu mai aud ea. În momentul când a lovit în Sebi, a lovit pe mine direct în inimă. Și pentru asta eu nu pot să iert. Pare rău pentru ea, dar... M-a supărat asta, Noemi, foarte tare când a pierdut papagalul. Totuși, nu că am avea grijă de el. Meritam odată și odată să-l pierd.